Caz șocant în sudul țării, un incendiu de vegetație s-a răspândit asupra mai multor locuințe părăsite, iar în timpul intervenției pompierii au depistat cadavrul unui bărbat în vârstă de 81 de ani. Flăcările au izbucnit în după amiaza de 11 iulie în satul Șamalia din raionul Cantemir. La fața locului s-au deplasat șapte echipe de pompieri și salvatori fiind declanșat nivelul sporit de intervenție. Ajunși la fața locului salvatorii, au stabilit că flăcările au cuprins 5 case părăsite și vegetația uscată dintre acestea, cu suprafață de circa 6 hectare. Pentru o mai bună gestionare a acțiunilor, a fost creat un stat major, fiind stabilite trei sectoare de luptă. În timpul intervenției, pompierii au depistat cadavrul carbonizat al unui bărbat în vârstă de 81 de ani, într-o grădină a uneia dintre casele afectate de incendiu. Locuințele acaparate de foc au fost afectate grav. Unele au ars în totalitate. Deocamdată nu se cunoaște cauza exactă de la care a izbucnit incendiul. Toate circumstanțele vor fi stabilite în cadrul unei anchete. În context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat cetățenii să evite utilizarea focului în preajma lanurilor, spațiilor forestiere și locurilor de agrement, să nu dea foc vegetației uscate sau gunoiului menager și să nu arunce mucuri de țigară în iarbă uscată sau lângă păduri. De asemenea, maturii trebuie să supravegheze copiii și să nu le permită jocul cu focul.